Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru mesajele și informațiile pe care mi le trimiteți pe pagina de Facebook Dosar de Politician. Din păcate, nu voi putea face emisiuni cu toți primarii de comune și orașe care își bat joc de dumneavoastră sau care fac abuzuri în comunitățile lor. Ce puteți face, cu siguranță, este să-i trimiteți pe toți acasă în luna iunie cu ajutorul ștampilei de vot. Azi am să vă prezint informații din cea mai bogată localitate din România, care nu este Bucureștiul sau Clujul, nici măcar Sibiul Iohannis. Cea mai bogată localitate din România este comuna Snagov, de lângă București, centrul fițelor și al opulenței politicienilor și afaceriștilor. Peste 1400 de vile de lux înconjoară lacul Snagov, făcând din această zonă un teren de joacă pentru miliardari. Principala miza localității o reprezintă astfel terenurile extrem de valorate și pădurea Snagov, care este tăiată și vândută fără milă de samsarii imobiliari. Snagovul a fost guduit de arestări și scandaluri imobiliare de amploare. De exemplu, aici locuiește pe o proprietate de 6 hectare celebrul Remus Struică, unde a fost plasat într-un luxos arest la domiciliu. Cine a apucat să ajungă primar la Snagov în ultimii 20 de ani nu mai are probleme cu banii timp de 20 de generații. Din acest motiv, alegerile din acest an pentru primăria Snagov vor fi pe viață și pe moarte. Mizele imobiliare sunt, după cum vom vedea, imense. În cursa electorală s-au înscris primarul în funcție al Snagovului, de la PSD un anume Oancea și doi liberali care candidează la pachet, un anume Gheorghe Grigore, Porecli Gicanu și Mihai Angel, actualul viceprimar al Snagovului. Personajul fascinant este însă Gicanu. După cum îi spune și numele, el este principalul samsar de terenul din Snagov, un băiat băgat adânc în afaceri cu drepturi litigioase și retrocedări de terenuri în pădurea și pe malul lacului Snagov. Povestea combinațiilor imobiliare de la Snagov nu a început însă cu acest Gicanu. Gicanu a fost elevul silitor al fostului primar de la Snagov, Apostol Mușat. Apostol Mușat execută acum o condamnare la închisoare pentru corupție după ce în anul 2011 a fost arestat pentru că a cerut șpagă de la un om de afaceri suma de 1,6 milioane de euro. Mușat a fost jupânul Snagovului din anul 2004 până în 2011. Exact în această perioadă, la umbra penalului Mușat, a crescut averea samsarului Gheorghe Grigore, zis Gicanu, care Gicanu vrea acum să ajungă primar la Snagov. Aceste documente pe care le prezint în exclusivitate reprezintă 6 titluri de proprietate de teren la Snagov pe care samsarul Gicanu le-a luat prin metoda cesiunii drepturilor litigioase. În sumate, aceste titluri reprezintă peste 25 de hectare de teren la Snagov pe care Gicanu le deține pe numele său. Dacă un metru pătrat de teren se vinde la Snagov între 150 și 200 de euro, aceste hârtii valorează circa 50 de milioane de euro. O altă proprietate extrem de valorată deținută de samsar sunt 2,5 hectare de teren în perimetrul curții Palatului Snagov. În aceste condiții, oare de ce vrea samsarul Gicanu să ajungă primar la Snagov, dacă stă pe o asemenea bogăție imobiliară? Presa a relatat că Gicanu deține la Snagov Halul Vlăsiei, o construcție impunătoare cu 3 etaje amplasată pe malul apei, într-o zonă împădurită cu potențial turistic. Însă Gicanu și-a construit proprietatea pe terenul primăriei Snagov. Interesul samsarului este ca viitorul primar, oricare ar fi el, să-i vândă terenul de sub Han. Legendele electorale care circulă printre locuitorii din Snagov spun că Gicanu ar fi sponsorizat în anul 2012 toate partidele politice pentru ca să fie sigur că primarul ales îi va satisface dorințele. În 2012, România Liberă a publicat un reportaj care arată că Gicanu i-ar fi aplicat o corecție fizică primarului Oancea de la Snagov din cauza că acesta nu ar fi vrut să-i vândă terenul. Așa că după 4 ani, samsarul Gicanu nu mai are încredere în politicieni și vrea să se facă primar pe persoană fizică, ca să știe omul o treabă. Interesant este că actualul viceprimar de la Snagov, liberalul Mihai Angel, ce candidează și el la primărie, se plimbă prin comună cu o mașină de teren luxoasă, mașină care ar fi primită de la același Gicanu, băiatul care i-a sponsorizat de-a lungul timpului pe politicienii de la Snagov. Vă dați seama că un asemenea personaj are și câteva dosare penale. Ele nu reprezintă vreun impediment în a fi ales primar, mai ales că locuitor de vază al Snagovului este și Călin Popescu Tăricianu, șeful politic al samsarului Gicanu. Iar Tăricianu, după cum știm, nu pune prea mare preț pe munca procurorilor.